Salut, numele meu este Mălina și astăzi vom vorbi despre kitul Aroma Touch. Așa arată kitul Aroma Touch. Este un kit de înscriere la un preț foarte avantajos. Îți oferă și un difuzor, vine împreună cu difuzorul petal. Așa arată difuzorul petal, este unul dintre cele mai versatile și mai cunoscute difuzoare de la doTERRA. Și dacă te gândești la el sau îl ai deja, este o alegere foarte bună. Ai 8 uleiuri cu care poți să începi să descoperi uleiurile esențiale. Poți să le folosești pentru provocări de sănătate, pentru aromaterapie, pentru curățarea casei, pentru o grămadă de lucruri grozave. Hai să-ți arăt cum arată kitul, ce ai înăuntru, ce uleiuri ai și cum poți să le folosești. Așa arată cutia. Este o cutie de carton frumoasă pe care o poți refolosi dacă îți dorești. Și în kit, cum ziceam, ai difuzorul petal. Despre utilizarea difuzorului am un video complet diferit, separat, în care îți arată cum să folosești difuzorul petal. Așa arată cutia difuzorului. Și mai ai cutia cu kitul aromatat. Acest kit se poate lua și separat din contul doTERRA, kitul cu uleiuri. Puțin despre Aroma Touch și despre povestea acestei tehnici. Aroma Touch este o tehnică inventată de Dr. Hill, unul dintre fondatorii companiei doTERRA, medic, care a studiat și partea de acupunctură și medicină chinezească și a combinat mai multe științe în această tehnică. Se poate învăța în cursuri, există și cursuri online care să te ajute să descoperi această tehnică, dar cel mai bine este să exersezi. În interiorul kitului, în interiorul cutiei, vei găsi un pliant cu descrierea uleiurilor și cu câteva mișcări pe care să le folosești atunci când aplici tehnica aromatouch. Practic, tehnica presupune aplicarea uleiurilor în ordinea în care sunt aici, da? Se începe cu balance, apoi cu lavandă, titri, on guard, aromatouch, deep blue, wild orange și la final peppermint. Aceste uleiuri se aplică pe spate și pe tălpi într-o anumită mișcare care vizează și meridianele, cum ziceam, din medicina chinezească. Tehnica se folosește atât pentru relaxare, dar și pentru inducerea unei stări de bine a organismului. Putem să o folosim atunci când avem nevoie de un boost de imunitate sau când avem provocări de sănătate sau pur și simplu pentru bunăstarea organismului nostru. La sfârșit, așa se consideră că organismul intră în homeostazie, o stare de echilibru și de bine generală. Dar uleiurile din acest kit sunt mai mult decât această tehnică. Sunt 8 uleiuri foarte utile și foarte potente și mai ai un kit, o sticluță de ulei fracționat de cocos. Uleiul fracționat de cocos este un ulei purtător, un ulei pe care îl folosim, un ulei vegetal, pe care îl folosim pentru aplicarea mai ușoară a uleiurilor esențiale și pentru difuzarea lor. În momentul în care diluăm uleiurile esențiale într-un ulei vegetal, asta nu înseamnă că le scădem potența, ci din potrivă ajutăm uleiul esențial să pătrundă bine în piele și să nu se evapore. Uleiurile esențiale se evaporă, sunt substanțe volatile, lăsate mult timp afară, ele pur și simplu se pierd așa în eter. Din acest motiv, combinarea lor cu ulei fracționat de cocos este extrem de benefică, iar în cazul copilașilor sau al persoanelor mai în vârstă, a persoanelor cu pielea sensibilă, diluarea uleiurilor esențiale este obligatorie. Și haideți să vedem ce uleiuri avem aici și cum le putem combina. Începem cu primul ulei din kit, uleiul Balance. Balance este un ulei care este de fapt un amestec din mai multe uleiuri cu rol de
calmare și de echilibrare. Se mai numește grounding blend sau blendul de împământare. Este un ulei pe care îl putem pune pe tălpi în momentul în care ne dorim să ne simțim ancorați în prezent și să fim așa cu picioarele pe pământ. Foarte bun pentru stări de neliniște, de stres, de agitație, inclusiv la copilași, la tantrumuri putem să-l folosim. Sau bineînțeles la adulți. Și datorită uleiurilor din compoziție, vrem să-l folosim și pentru sistemul respirator. În caz de tuse, de exemplu, este un ulei care ne poate ajuta ocazional să calmăm sistemul respirator, pentru că are în compoziție uleiuri precum mușețelul albastru marocan sau chiparos, uleiuri foarte, foarte bune pentru calmarea sistemului respirator. Următorul ulei din compoziție, în același timp, este un ulei pe care îl putem folosi și pentru a ameliora simptomele alergiilor. Nu știu, nas înfundat, ochi curgători, putem să folosim Balance pentru că, din nou, poate să ne ajute la calmare. Tot pentru a calma aceste efecte neplăcute ale alergiilor, putem să folosim și lavanda, următorul ulei din kit. Lavanda este, prin definiție, calmantă, este liniștitoare. Este probabil cel mai cunoscut ulei esențial din lume, iar lavanda de la doTERRA este recunoscută ca cel mai constant ulei esențial. Este studiat, există niște studii asupra uleiului de lavandă de la doTERRA, care îi certifică această constanță a loturilor și poate fi considerată chiar cu grad farmaceutic. Este standard, uleiul de lavandă de la doTERRA este standard în industria uleiurilor esențiale de lavanda. Deci este un etalon, considerat un etalon din punct de vedere al potenței, al constanței, al purității și al efectului terapeutic. La ce folosim lavanda? Cum ziceam, extrem de calmantă. Este un ulei care ajută și sistemul imunitar. Putem să-l folosim chiar de la bebeluș, difuzat. Putem să-l punem în difuzor. Când va ajunge kitul, punem în difuzorul petal apă până la semnul maxim, semnul acesta roșu, da? Și peste punem câteva picături de lavandă. Așa, mi s-a întrerupt puțin camera. Lavanda este foarte bună și în caz de arsuri. Dacă avem un mic accident în bucătărie sau am stat prea mult la soare și pielea ni s-a înroșit și s-a umflat, putem să punem lavandă direct pe zona cu probleme. În completare, putem să folosim menta pe care o avem în kitul acesta, care răcorește. Dar lavanda calmează imediat. La iritații pe piele de orice fel, putem să folosim lavanda. Și cum o folosim? Cum ziceam, în caz de situații acute mai puternice, putem să folosim direct pe piele, la adulți, la copii tot timpul o diluăm, sau o diluăm. Luăm uleiul fracționat de cocos. Și fie că avem un rolon în care ne facem diluția conform cu tabelului de diluții sau aplicăm direct în palmă, diluăm direct în palmă, în căușul palmei, încape cam o linguriță de ulei fracționat, de ulei vegetal sau aproximativ 5 ml. Și voi pune în căușul palmei ulei fracționat de cocos și voi completa cu o picătură de lavandă și voi aplica acolo unde este problema, unde a apărut buba sau iritația sau arsura, da? Voi aplica direct. Dacă vreau să folosesc pentru calmare, pentru liniștire, pot să-mi pun pe ceafă, pot să-mi pun pe frunte, pe tâmple, pot să-mi pun pe piept, pe spate. La copii foarte bine funcționează atunci când aplicăm uleiurile pe tălpi, pentru că tălpile au porii mari și uleiurile se distribuie foarte bine atunci când le aplicăm în tălpi, iar riscul de iritație este foarte, foarte mic.
Lavanda mai este bună și pentru sistemul respirator, pentru eliberarea sistemului respirator și pentru, mai ales la copilași mai mici, pentru răcorirea corpului. Următorul ulei pe care îl avem în kit este titri. Titri este un ulei foarte, foarte bun pentru provocări de sezon. Este unul dintre primele uleiuri pe care le alegem. În special, microbii, virusii nu prea stau în apropierea uleiului de titri, pentru că are așa niște proprietăți de a respinge microbii și în special fungii, ciupercile, nu prea stau pe lângă titri. Titri este o plantă care crește într-un mediu umed și și-a dezvoltat această abilitate de a respinge mucegaiurile. Așa că putem să folosim titri să îndepărtăm mucegaiuri, funghi, chiar și de pe corp. La fel este un ulei foarte bun pentru piele, un ulei calmant care liniștește și poate să și dezinfecteze pielea atunci când apar mici accidente ocazionale. Putem să-l punem și dacă apar, acele iritații inestetice de obicei care apar pe lângă gură. Sau în caz de mici viroze, putem să folosim titri ca ajutor al organismului în momentul în care are nevoie de un pic de boost, așa, de imunitate. Și putem să-l folosim chiar și la înțepături de insecte. Lavanda cu titri este o combinație foarte bună care va calma o înțepătură de insecte. Și tot pentru sistemul imunitar, de titri, mai vreau să-ți spun, este foarte bun și pentru sistemul respirator. Mai ales la provocări de sezon, provocări care apar de obicei în sezonul rece. Titri este un ulei pe care poți să-l folosești cu încredere, difuzat sau aplicat topic, în special atunci când nasul este plin de secreții și vrem să îl eliberăm. Cum ziceam, tot pentru imunitate, foarte bun este On Guard. On Guard este un amestec, de fapt, din 5 uleiuri cu rol de a ajuta organismul și de a-l stimula să lupte cu diverse provocări. Este un ulei pe care îl putem folosi și pentru eliberarea căilor nazale și, din nou, pentru sistemul respirator. Merge extraordinar de bine. Este un ulei pe care îl putem folosi și pentru disconfort în zona aceasta a gâtului. Putem să-l punem și pe linguriță de miere și să-l luăm și intern, să-l înghițim. Și foarte bun pentru sănătatea cavității orale. Putem să ne facem apă de gură cu un gard. Cum facem asta? Luăm o sticlă de sticlă sau din metal, ideal. De obicei evităm să folosim uleiurile esențiale în plastic. Și punem la 100 de mililitri apă, punem 10 picături de On Guard. Putem să mai punem titri, cum ziceam, pentru că este un ulei cu proprietăți de eliminare a microbilor, și peppermint, care răcorește și igienizează și împrospătează respirația. Agităm bine și folosim ca și apă de gură. On Guard merge foarte bine și pentru mici probleme la nivel de dantură, umflături ale gingiilor. De exemplu, pot să iau, să șterg cu degetul partea de sus a sticluței și să aplic direct pe gingia umflată, de exemplu. Cum ziceam, pentru disconfort la nivelul gâtului, putem să punem pe miere sau ne facem gargară. Cum facem gargară? Punem bicarbonat de sodiu, câteva picături de ulei esențial, amestecăm cu puțină apă și ținem amestecul acesta în gât cât mai mult timp, după care scuipăm. Următorul ulei foarte bun din kit este Aromataj, amestecul care și dă numele kitului și tehnicii Aromataj. Este un ulei, o combinație de uleiuri, busuioc, cypress, majoram,
Lavandă și grefăt are în compoziție. Uleiuri foarte bune și foarte calmante. Este un ulei foarte bun pentru masaj. Putem să-l folosim combinat cu un ulei special, un ulei de masaj. Putem să punem câteva picături de aromatat și imediat ne vom relaxa. După care mai merge foarte bine pentru calmarea sistemului respirator. Pentru că are uleiuri în compoziție care sunt foarte bune pentru a calma spasmele. Majoramul, de exemplu, este un ulei foarte bun care calmează, liniștește spasmele. Și atunci, pentru situații în care avem spasme la nivel respirator, chiar și digestiv, putem să aplicăm aromatat. Și cum am arătat mai înainte, o să-mi pun în palmă o să umplu coșul palmei cu ulei fracționat de cocos și câteva picături de aromatat. Frec bine palmele și o să le aplic pe piept și pe spate. Sau în difuzor putem să îl folosim. Și cum ziceam, pentru orice fel de disconfort la nivel de încheieturi, de mușchi, poate am tras prea mult la sală sau am stat în frig și nu știu, am așa un disconfort, pot să folosesc aromataci. Este un ulei blând și pentru copilași mai mici, putem să-l folosim și pentru imunitate și pentru a răcori corpul. Următorul ulei este Deep Blue. La Deep Blue vedem că are un căpăcel mai ciudat așa, pentru că nu se poate deschide. Da? Este un ulei pe care nu îl folosim la copii. Asta este și motivul pentru care are capacul acesta. Nu este... De ce nu îl folosim la copii? Are în compoziție wintergreen, care este de fapt aspirină naturală. Și știm că la copii sub 12-14 ani se evită administrarea de aspirină pentru că poate să dea un anumit simptom care este destul de periculos pentru copii. Din acest motiv, wintergreen-ul folosim la adulți. Este un ulei, amestecul calmant, așa și spune, este un ulei care calmează orice fel de disconfort la nivel de aplicare topică, aplicare pe piele. Disconfort la nivel de articulații, de mușchi, de oase. Pentru picioare umflate putem să-l folosim la nivelul gâtului. Acele simptome neplăcute dinainte de menstruație, din nou putem să folosim Deep Blue pentru disconfort la nivelul sistemului urinar. Iar putem să-l aplicăm diluat pe abdomen și pe spate. Mie îmi place să-l folosesc de obicei înainte să merg la sală sau după ce vin de la sală, dacă am febră musculară, funcționează foarte, foarte bine. Penultimul ulei din kit este Wild Orange, uleiul bucuriei, uleiul care miroase a Crăciun. Este un ulei foarte bun pentru sistemul digestiv, pentru stimularea digestiei, ne va ajuta și la o ușoară detoxifiere, până să-l punem în apă, câteva picături, de obicei două picături la 500 de mililitri de apă, într-o sticlă, din sticlă sau din metal, agităm bine și putem să bem o apă aromatizată. Putem înlocui coaja de portocală din rețetele de gătit cu câteva picături de ulei esențial de portocală sălbatică, pentru că uleiul esențial este pur, este neatins de absolut niciun fel de substanțe chimice. Puritatea aceasta este garantată de către doTERRA, este standardul calității doTERRA, așa că putem să includem foarte bine uleiul de portocală în combinații de gătit. Este un ulei calmant, un ulei blând și pentru copilași mici. Merge foarte bine, cum ziceam, la calmarea burticii, la calmarea durerilor de disconfortului la nivel de burtică. Stimulează și sistemul imunitar. Foarte bun pentru calmare, pentru liniștire. Recomand să le difuzați împreună cu lavanda. Vedeți ce efect benefic are. Și ultimul ulei din kit, menta, peppermint, este un ulei care răcorește. Deci oricând apare o situație în care corpul este cald, se încălzește și vrem să-l răcorim,
Putem să folosim peppermint. Am arătat mai devreme cum fac cu lavanda, la fel pot să fac și cu menta. Pot să aplic pe zonele de puls, pe tălpi, pe spatele coatelor și ale genunchilor, pe încheieturi, pe coloană. Mă va ajuta să răcoresc corpul. La copii sub 3 ani nu îl voi pune în vecinătatea feței, pentru că este un ulei foarte puternic și copiii pot să aibă un reflex de respingere a mirosului atât de puternic. În schimb, pot să-l pun pe tălpi. Pe tălpi pot să-l folosesc. În difuzor iară miroase foarte bine. În combinație cu Wild Orange este un amestec care stimulează creativitatea și este foarte bun pentru atunci când vrem să ne concentrăm sau când vrem să lucrăm mai atent. Peppermint cu Wild Orange. Sau împreună cu un gard. Un gard este un ulei care stimulează, care te face să lucrezi, îți dă așa un impuls. Și atunci un gard cu mentă iar este o combinație foarte bună pentru situații de genul ăsta. Menta este un ulei destul de mult studiat, aproape la fel de mult ca și lavanda. Există studii care arată că ajută șoferii să fie mai calmi în trafic. S-a făcut un studiu cu șoferi care aveau și care nu aveau peppermint. Și s-a demonstrat că uleiul de mentă inhalat înainte de a conduce sau în timp ce conduceau persoanele respective, nu numai că îi face mai atenți la drum, dar îi face și mai calmi în trafic. Deci, ar trebui să fie în toate mașinile, în taxi, în Uber, în absolut orice mașină, ar trebui să fie menta. Un alt studiu interesant despre mentă este făcut pe sportivi de performanță și arată că menta ajută la stimularea performanței fizice în momentul în care inhalăm mentă înainte de sport, înainte de exerciții fizice, crește performanța atletică. Și acum, în încheiere, vreau să-ți spun o combinație pe care poți să o folosești atunci când ai o provocare, poți să înlocuiești protocolul din Sinfonia Celulelor, protocolul basic, cu 4 uleiuri din kitul Aromatouch. Protocolul basic începe cu tămâie. Tu vei folosi Balance pentru că nu este tămâie în kitul Aromatouch. Vei începe cu Balance, o să-l aplici de jos în sus, pe spatele persoanei care are nevoie de ajutor. După Balance vei pune titri, apoi Aromatouch și la sfârșit Peppermint. Sunt foarte multe combinații și uleiurile esențiale sunt foarte versatile și le poți folosi într-o grămadă de moduri. Să ai o zi minunată și dacă ți-a plăcut conținutul, dă un like și abonează-te la canal. Mulțumesc!